Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Țicu, istoric, deputat ales pe listele blocului politic Acum, în prezent membru al fracțiunii parlamentare a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Domnule Țicu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi emisiune. Plăcere și de fiecare dată. Văd că erai cam îngândurat în ajun de emisiune. Nu, era o problemă. Așa, domnul Țicu, ați văzut meciul de seară dintre Ajax și Tottenham? Eu mă bucur că nu m-ai întrebat de meciul Barcelona cu... Băi, urma. După asta urmează să mă întreb de Barcelona. Întâi knockdown și după aia knockout, da? Doamne, ce serie. Bun, ieri a fost frumos? Ieri a fost magnific. Da. Ajax, o echipă care tare mi-am dorit să câștige Liga Campionilor, pentru că de foarte mult timp nu a mai fost un succes olandez la nivel european și mondial. Ajax-ul are tradiții și a avut întotdeauna, că ea ne-a dat și jucători ca Cruyff sau această tripletă care era în perioada de glorie cu Van Basten, Gullit și așa mai departe. Și chiar sunt o echipă fascinantă. Au scos Real, au scos Juventus și nici nu m-am așteptat. Este asemenea unui... Dar are explicații, așa cum... Lasă-mi explicațiile, dar meciul de acum două seri dintre Barça și Liverpool? Asta a fost, eu cred că asta a fost un exemplu clasic, ce nu trebuie să faci pentru a te califica și Barça a clacat și este pe fundalul acestei căderi de sfârșit de campionat, că au câștigat, adică prea repede și-au lăsat mâinile în jos. Și... Să înțeleg că în finală, ca și mine, dumneavoastră susțineți Liverpool. Liverpool, da? Liverpool, pentru că... Stop, de ce Liverpool? Doar, în mod normal, dușmanul prietenului nostru nu este nou dușman. Liverpool chiar e o dragostea mea, pentru că eu acolo am ratat calificările la Jocurile Olimpice, dar am fost pe Anfield Road și orașul este de o încărcătură specială, dar echipa în sine e de un caracter mai aparte, așa că mă reprezintă și pe mine, prin urmare... Liverpool, eu cred că va câștiga în anul ăsta Liga Campionilor. Eu nu cred nimic, dar eu sper să pierdă Liverpool. Pentru că i-au bătut atât de tare oamenii pe Barça. Și dacă tu vorbeam despre dușmani, domnul Țicu, ce se întâmplă cu țara asta noastră? Chiar de exemplu azi, 9 mai, noi nu înțelegem în mare parte ce vrem, cine suntem. Unii spun că e ziua Victoriei, alții zic că e ziua Europei, alții spun că e ziua Victoriei și ziua Europei. Ceilalți spun că este ziua eliberării, pe de altă parte se zice că e ziua ocupației. Primii blestemă pe ceilalți, ultimii, primii. Ce se întâmplă în general? Ce avem noi și ce cu noi? Vreți un răspuns istoric sau politic? Da, istorico-politic. Istorico-politic e mai complicat, pentru că atunci când le-am amestecat, vedeți ce a ieșit. Pentru că există data de 9 mai, ca un sfârșit al celui de-al doilea război mondial, un sfârșit care a fost, apropo, și nu este mitologic și nici fals faptul că oamenii chiar s-au bucurat pe 9 mai 1945 când s-a încheiat războiul. Dar de-auși de ce, bineînțeles? 200.000 de militari basarabeni au fost racolați în armata sovietică fără voia lor, 50.000 au murit pe front, inclusiv fratele bunicii mele, soțul, primul soț al bunicii mele, bunelul meu a fost rănit la Danzig în armata sovietică, prin urmare... Fratele bunicului meu a murit chiar în Berlin? Asta nu trebuie să ne radicalizeze, pentru că asta este istoria. Dar aici este o altă problemă care s-a observat foarte clar. Această mitogeneză a Partidului Socialiștilor de a lega date de 9 mai de data de 20-24 august 1940, ambalând o idee de eliberare a Moldovei, 75 de ani. Și chestia asta chiar este absolut dezaxată, pentru că la 20-24 august 1944 a fost reinstaurarea regimului comunist în Basarabia, care s-a produs în 26-28 iunie 1940. Asta este... Și ca să știți, documentele de arhivă, pentru că ele pot fi făcute și publice, noi le-am... În anul 44, armatele sovietice chiar au văzut acest teritoriu ca un teritoriu de ocupație și rapoartele comuniștilor local moldoveni indicau la faptul că au nevoie de o abordare mai umană, ca populația să-i perceapă, deci ca eliberatori.
Și eu cred că Basarabia este plină de istorie, ca și a bunicii mele, în care spunea cum intrau armatele sovietice în sate și comportamentul aveau. Aici este problema. Alta este data de 9 mai, care într-un vocabular european este văzut într-un fel, în vocabularul sovietic a fost în alt fel, reprodus în spațiul rusesc, pentru că Rusia în condițiile de după independența 91 nu a avut alt construct ideologic pe care să-și axeze statalitatea. Asta a fost această găselniță, pentru că în forma ei brută sovietică nu putea fi acceptată. Comunismul a fost repudiat în Rusia în sine, dar panglica lui Sfântul Gheorghe a fost această găselniță care a renodat. Și a ieșit ceea ce noi numim mitogeneză, pentru că mitogeneza este două feluri. Miturile apar în două feluri. Este o mitologie spontană, o tradiție seculară, cum este Ștefan cel Mare, care vine din... Dar este o mitologie manipulată. O mitologie care este asistată, detaliile se aleg, se conturează și ea se prezintă ca un produs pe care oamenii îl consumă. Și noi astăzi am văzut. Eu vreau să vă întreb atunci un pic mai simplu. Iată, noi pe 9 mai în fiecare an trebuie să ne bucurăm, să depunem flori. Evident. Să organizăm concert. Concert mai puțin. De ce? Concertul este o chestiune care... Bine, putem organiza concerte, nu e o problemă în sine, pentru că aici, răspunzând la întrebarea ta, depinde cum privim această... Dacă o privim ca o dată a Europei care ne unește pe toți, putem avea un tip de concert, dacă nu, putem altfel. Problema este însă că tot orice subiect cu nuanță istorică polarizează societatea din punct de vedere a percepției. Adică PD-ul procedează corect. PD-ul procedează corect într-un fel și socialiștii procedează corect în alt fel. Ei se raportează la un anumit electorat, la o anumită cultură istorică. Problema este însă de opțiune determinantă a țării de politică externă. Deci din moment ce axul formativ al statului nostru este integrarea europeană, atunci concertele cu iz european, național, încadrate în spectrul sărbătorilor de 9 mai ca ziua Europei, sunt văzute într-un fel, iar ceea ce este 9 mai ca ziua Victoriei, Deni Pobede, cu tot ritualul sovietic, de care, apropo, independența noastră a încercat să scape și nu a reușit, este văzută ca un gest de reproducere a neoimperială, de reocupare și așa mai departe. Asta sunt percepțiile diferențiate care ne separă. Acum noi putem spune ce este bine și ce este rău ca în poezia sovietică de pe timpuri, dar eu cred că ambele partide politice, mă refer și la PD și la PSRM, pur și simplu manipulează un anumit electorat, o anumită cultură politică, o anumită cultură istorică pentru a se menține la putere. Asta este unicul gest și unica acțiune care contează atunci când partidele politice își preiau din acest arsenal un argument sau altul pentru a sărbători. Cum manipulează domnule Țicu dacă, iată, de exemplu, cei din blocul acum, voi, azi ați organizat un eveniment în fața Parlamentului Ziua Europei. Așa. Acolo au fost, cred că doar membrii, nu ca activi, dar staff-ul tehnic. Deci au fost foarte puțini oameni. Ceilalți, nu contează, unii poate au fost aduși organizat de șor și de socialiști și de PD. Dar mare parte oamenii sunt bucuroși că iată au trecut atâția ani pentru că s-au obișnuit, ce-i drept, nu negăm. Dar să tai pur și simplu panglica și spui că nu mai sărbătorim așa, tot, iată, haideți altfel. Iată voi cei din blocul acum, dacă preluați puterea toată, voi la 9 mai veți depune flori la eternitate, așa cum se procedează dintotdeauna. Noi am făcut și astăzi gestul ăsta. Așa. Noi am mers la Cimitirul Eroilor Români, care, apropo, nu este doar a eroilor români, pentru că majoritatea sunt ruși sovietici, este 1000 și cam 1000 români, în rest sunt 18 naționalități. Sunt multe lucruri care nu se cunosc. Și, apropo, în mare parte, cei care sunt îngropați la Cimitirul Eroilor au reconstruit orașul Chișinău după 1918. La focul veșnic nu m-am văzut. La focul veșnic, noi am fost la Eternitatea, după ce am depus la Monumentul Eroului Necunoscut, pentru că asta este o memorie a basarabenilor care au murit în cel al doilea război mondial.
Și am fost la această stelă, la monumentul soldaților germani care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Este o stelă care a fost instalată, apropo, în perioada guvernării lui Voronin, atunci când el era pro-european, la insistențele și la dorința ambasadei Germaniei. Și, prin urmare, noi am arătat o altă abordare a acestei zile, așa cum se întâmplă în toată Europa. Și tu, dacă luați toată puterea așa, veți continua să faceți și nu veți depune flori inclusiv la focul veșnic? Focul veșnic este o chestiune care trebuie reinterpretată și, dacă ar fi voința mea politică, eu aș mai pune o pușcă acolo. În loc de 5, să fie 6. De ce? Pentru că războiul pentru România a început la 26-28 iunie 1940. Atunci când Uniunea Sovietică, prin ultimatum, a anexat Basarabia și... Pentru că după asta au urmat deportările, atrocitățile legate de instaurarea regimului comunist. Dacă n-ar fi fost 26-28 iunie 40, n-ar fi fost 22 iunie 1941, România n-ar fi avut motiv să intre în război, pentru principala motivație a fost recuperarea Basarabiei. Deci asta este o chestiune care trebuie revăzută. Dar în esență eu vreau să vă aduc aminte o altă chestiune, că au fost și alte timpuri, anii 1991-92, în care n-a fost această sovietofilie și chiar mai încoace, deci ele au căpătat contur în perioada lui Voronin. După care, din 2009 până în 2013, noi n-am avut această triumfalism sovietic. Noi, dacă vă aduceți aminte, chiar la un moment dat ni s-a părut că nici nu va mai fi. Chestiunea se depuneau flori dimineața, se depuneau, oficial, dar nu a fost o amploare atât de mare. Așa ea este explicabilă prin prisma acestei ofensive geopolitice fără precedent a Rusiei. Rusia este puternică ca stat, invaziile din Ucraina și anexările teritoriale la pachet cu victoria lui Dodon au făcut resimțit aici influența Federației Rusiei. Și acest lucru se transferă imediat în imaginarul nostru politic și în discurs și în așa mai departe. Dacă va fi o inversare a vectorilor așa cum noi așteptăm, pentru că lucrurile în Ucraina așteptăm să vedem cum vor evolua, dacă vom avea un revers al acestor politici și o ancorare plenară în procesul de integrare europeană, să fiți cu siguranță că acest triumfalism va dispărea. El va fi estompat de alte priorități și Ziua Europei își va ocupa locul central așa cum era în perioada guvernării lui Filat. Deci Ziua Europei era o sărbătoare de amploare, toată piața era în albastru, deci practic chestiunea este de flux și de reflux al vânturilor externe, așa să spunem, care influențează situația din Republica Moldova. Da, iată, noi o mare parte sărbătoresc, sunt foarte fericiți, focuri de artificii, concerte, panglici, bun, deși panglica asta chiar e recentă, de exemplu, eu am văzut o poză... Panglica e un mit, din 2005 al lui Putin cu Bush în piața roșie și nu aveau nicio panglică, ea mai târziu. Domnul Țicu, dar din 39 până în 45, mai este vreo țară ca noi care în acest timp de război a fost ba într-o parte, ba în alta, ba într-o parte, ba în alta, ba într-o parte, ba în alta? Da. Nu suntem noi numai. Cam toate statele. Bine, sunt diferențe de nuanțe, dar chiar și Ucraina vecină a avut o armată de eliberare națională, condusă de diferiți lideri care au vrut să restabilească statalitatea ucraineană. Și... deci aici avem și o rezistență chiar și post-factum, de după război. Și UPA și ON, deci au fost organizații foarte puternice care au dorit această independență a Ucrainei diferită de Rusia. Deci nu este nimic nou din acest punct de vedere. Și țările baltice au avut diferite viziuni, dar în esență cred că te referi nu la noi ca o țară, dar la noi ca un popor, pentru că aici este vorba tocmai de România ca un stat care a avut această inversare. Și România a avut trei faze de război care trebuie gândite diferențiat. A fost eliberarea Basarabiei, deci până în iulie 1941 a fost războiul făcut împotriva Uniunii Sovietice, după Nistru, care este evident un război de agresiune care România l-a purtat împotriva Uniunii Sovietice. Și este războiul de coaliție cu Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Și noi, din acest punct de vedere, trebuie să acceptăm o realitate care a fost semnată inclusiv de Marea Britanie și de Statele Unite prin tratatul din 10 februarie 1947.
Aici este marea problemă, că Uniunea Sovietică a învins în acest război, iar marile democrații occidentale, în primul rând Marea Britanie și Statele Unite, au consemnat la această configurare geografică a Europei după al doilea război mondial. Păi Marea Britanie și Statele Unite, până la urmă, ne-au trădat sau nu? Este o chestiune cum ar fi și cu masacrul de la Katyn, care timp de 3 zile s-a judecat la Nuremberg, deci s-au condamnat naziștii pentru atrocitățile de la Katyn, atunci când toată lumea știa că lucrul ăsta l-a făcut Stalin și NKVD-ul sovietic. Asta este realitatea, real politicul de la sfârșit cel de-al doilea război mondial și asta este una din cauzele principale pentru care Europa s-a divizat și a început războiul rece. Este o realitate faptul că Uniunea Sovietică și-a instaurat armatele de ocupație în toată Europa până la Berlin. Și Stalin nu a avut altă viziune asupra dominației decât să instaureze regimuri comuniste pe care le-a ambalat în toate statele din Europa de Est. Bun, domnul Țăcu, haideți să nu vorbim toată emisiunea despre istorie. Oricum, în mare parte, unii o să rămână cu poziția care o au și celălalt la fel. Evident. Poate pe unii ați convins, pe alții poate ați înrăit mai tare. O să vedem după emisiune. Îmi plac, apropo, comentariile la emisiune înainte și după. Da, le citiți? Da, le-am citit, chiar sunt curios. Mm-hmm. Chiar unul cu trădarea idealului românesc. Aia tot n-am înțeles nici eu și acolo mulți au abordat ce-a vrut să zic. O rămas mai ajung mâna Moscovei și... Vă implicați mai activ în politică și o să ajungeți. Apropo de politică. Pentru dumneavoastră este clar sau mai mult decât clar că ședința aia din 21 martie a fost prima și ultima din actuala legislatură a Parlamentului? Știam că este prima. Dar nu cred că este ultima. Credeți că vor mai avea loc ședință? Sper. Nu pot să cred până nu văd, dar sper foarte mult. Apropo, ea a fost întreruptă într-un mod absolut contrar regulamentului, pentru că urma să stabilească o anumită consecutivitate, să anunțe. Deci asta mă duce cu ideea că s-a știut din start că poate ai dreptate, nu va mai fi a doua ședință. Vedeți că eu v-am întrebat foarte departe. Adică dumneavoastră încă acolo la partid, la blocul acum, încă nu știți foarte clar ce va urma. Nu știm. Păi nimeni nu știe. Poate cineva știe, dar cel care știe... Nu vrea să anunțe. Nu vrea să anunțe. Noi, apropo, l-am prins pe domnul Smirnov de vreo câteva ori prin cantină la Parlament. Sper că nu din cauza asta nu mai vine să mănânce la... Uh-huh. Și l-am întrebat, domnule, ce facem? Mergem? Când e următoarea ședință? Как да будет большинство? Deci asta este mesajul care toată lumea l-așteaptă. Sigur, multora le s-a părut foarte exotică propunerea noastră, dar exotică este și Republica Moldova ca un stat unde nu mai... Nu, stați un pic. Iată propunerea noastră exotică, apropo de большинство. Deci... Eu am înțeles corect? Deci, dumneavoastră, cei din blocul acum, propuneți Partidului Socialiștilor să-l voteze pe domnul Andrei Năstase în funcția de președinte al Parlamentului. Nu. Deci, întâi se votează declarația de stat capturat. Asta a fost prima condiție. Votăm o declarație de stat capturat. Nu este simplu. Este ca o declarație asupra Europei Eliberate pe care au avut-o și aliații în... Domnul Țăcu, dacă s-ar deconecta aceste cazuri... Noi am spune un pșleau că declarația aia nu are nicio valoare juridică. Are o valoare. Știi de ce? Pentru că responsabilizează socialiștii să fie în sfârșit, pentru că până la urmă asta este marea problemă, că socialiștii n-au făcut niciun pas în a arăta că ei sunt de acord că statul este captiv. Și aici este o gravă problemă. Bine, continuăm. Bun. Se votează pentru întâi de toate, se votează o declarație a Parlamentului. Domnul Smirnov cheamă cineva din blocul acum la Tribuna Centrală, este citită, cine este pentru, să ridicați mâinile, s-a votat. Așa. După care, blocul acum vrea alegerea domnului Năstase în funcția de speaker. Exact. Legislația spune că după care domnul Năstase trebuie să propună vicepreședinte de Parlament. Se aleg între socialiști și blocul acum. Uh-huh. După care, formarea blocului permanent al biroului permanent al Parlamentului. Exact. Format majoritar, îmi dau seama, dintre socialiști și blocul acum, ca PD-ul să nu poată influența. După asta, adică, se votează toate legile propuse pentru dezoligarhizarea țării,
plus câteva de la socialiști. Așa. După care domnul Năstase își dă demisia și alege un președinte de parlament socialist și dizolvă parlamentul? Nu. De acum? Care? Sau încă și pe Maia Sandu, prim-ministru, format din guvern, un guvern strict, care e doar din membrii blocului acum, și după care dizolvarea parlamentului? Nu. Unde am greșit eu? Sigur, consecutivitatea, într-un fel, e corect. E corect. Așa. Dar există o chestiune pe care noi o luăm în considerare, și anume acest parcurs de dezoligarhizare. Uh-huh. Parcursul de scoaterea statului din captivitate presupune niște discuții în grup asupra faptului cum realizăm acest lucru și asupra faptului cum va fi creat viitorul guvern eventual, pentru că sunt lucruri care fără guvern nu le poți realiza. Guvern al Maiei Sandu și membrilor acum. Un guvern minoritar care a fost propus din start, uh-huh, și care aici cred eu că e potrivit cuvântul exotic, pare, dar toată lumea ar trebui să înțeleagă că important nu a fost cerința noastră de funcții. Asta nu este o chestiune care s-a încercat a fi impusă și holdingul și mai mult mass media a încercat să impună că noi sau oameni că noi ne ținem de funcții. Noi din start în campania noastră electorală am spus că ne dorim actul de guvernare. Ne-am dorit această majoritate pe care știm cum să scoatem statul din captivitate și cum să guvernăm. Asta este avantajul blocului acum, că noi avem aceste instrumente, în primul rând financiare, economice, pentru că doar în acest nucleu de 26 de oameni care sunt acum, există o încredere a factorilor de decizie europeni și internaționale în privința acordării de asistență financiară. Domnul Săcu, za graniță n-am ni pomogut. Vorba aia. Nu există soluție în interior și toată lumea înțelege asta. Uitați-vă la acțiunile guvernării a lui Plahotniuc personal legate de constrângerea mediului de afaceri, de preluarea unor anumitor și de intimidare. Deci este evident că guvernarea strânge șuruburile ultimilor surse de... Și tot se vinde împrejur. Deci noi asistăm la vânzări masive de terenuri, de proprietăți, de întreprinderi, una după alta, bănci și așa mai departe. Este evident faptul că are loc o redistribuire a resurselor financiare, dar guvernarea costă. La ora actuală eu nu cred că Partidul Democrat este prea fericit de felul cum se desfășoară lucrurile în Republica Moldova. Prin urmare, atât băieților de la Partidul Socialist cât și celor de la Democrați, noi le-am oferit o soluție de salvare prin acest guvern minoritar care își asumă riscul de a, dacă gândim în termenii beneficiilor pentru cetățenii țării, asta este șansa noastră de a scoate statul din captivitate. Iar șansa noastră ca să continuăm emisiunea este ca să băgăm mai întâi publicitate, după care revenim. Plăcere. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Săcu, să înțelegeți că Partidul Socialiștilor tot nu-i de ieri și nu-i de azi. Și când îi propuneți lor ca să devină o simplă mașinărie de vot, pentru că, vezi, doamne, voi puteți să scoateți țara din mâinile lui Vladimir Plahotniuc și puteți să aduceți bani la buget, pe dânși asta nu-i încălzește, pe dânși asta nu-i bucură, pe dânși asta nu-i fericește. Pentru dânși asta e mai mult e o bătaie de joc din partea voastră. E lipsă de respect. Bine, dar noi nu îi raportăm la ei în sine ca... Suntem într-o concurență liberă, noi avem un anumit electorat, un anumit program politic. Și la fel. Și atunci este clar că primul lucru care ar fi trebuit să fie pentru noi de în start era dacă ajungeam la un consens în privința faptului că statul este captiv. Mm. Asta este o chestie fundamentală pe care poate mulți nu înțeleg, dar deci de la aprobarea acestei decizii de către Consiliul PSRM, ei nu au făcut niciun pas în stânga, în dreapta, deci au bătut în cui această agendă pe care, și mai mult decât atât, este o agendă care nici măcar 10% nu are chestiunea de a scoate statul din captivitate. Este o agendă care
presupune mai multe paliere foarte conflictuale care evident că nu ne reprezintă nici într-un fel. Adică dacă ai într-adevăr o dorință fermă, pentru că 2016 Dodon în campanie electorală așa a spus la prezidențiale că vrea deci scoaterea acestui stat din captivitate, lupta cu oligarhia și așa mai departe, lucruri care s-au uitat ulterior. Și pentru noi este important ca toată lumea să înțeleagă că blocul acum chiar își dorește acest lucru, își dorește cu fermitate, suntem pregătiți să ne asumăm chiar și o guvernare de risc în felul în care am fost formulată. Și mingea nu este în terenul blocului acum, în a-și face datoria față de electorat și față de cetățenii acestei țări. Mâine e vineri. Mâine lumea își revine după 9 mai și intrăm în 11 mai, care e sâmbătă. Duminică se încheie sărbătorile, luni la lucru, gata, totul s-a încheiat. Paștele, tot. Blocul acum, mai înaintează ceva socialiștilor? Vreo invitație, vreun SMS, vreo scrisoare deschisă? Noi am decis că lucrurile au mers până la un anumit moment în care așteptăm deci o reacție de răspuns. Asta, sigur, noi am mai spus că am fi gata să renunțăm la speaker în condițiile în care pachetul de dezoligarhizare este implementat și eu cred că este corect față de cetățenii și alegătorii din Republica Moldova, ca după scoaterea statului din captivitate, după demisiile pe care le-am enunțat și după aprobarea tuturor chestiunilor care vor fi eventual negociate cu socialiștii, să avem alegeri libere și corecte, pentru că încă o chestiune care multora le scapă, blocul acum nu a considerat și nu consideră alegerile din 24 februarie libere și corecte. Noi le-am contestat, am arătat pe mai multe segmente încălcări flagrante și eu cred că toți avem nevoie de un scrutin pentru a restabili încrederea cetățeanului în exercițiu de vot ca un exercițiu de reprezentativitate a sa în sens politic. Ce fel de negocieri pot să aibă loc cu Partidul Socialiștilor? Sau ce fel de negocieri pot să accepte ei cu blocul acum, în condițiile în care voi zilnic îi acuzați că ei ar fi în buzunarul lui Vladimir Plahotniuc? Sau, de exemplu, cazul ăla când liderii voștri n-au vrut să dea mâna cu Igor Dodon? Domnul Țăcut, noi sunteți sportivi de performanță. Așa este. Așa ceva nu se întâmplă nicăieri, dar nicăieri. Trebuie să mai înțelegem încă un lucru care iese și din percepțiile personale care este de instituția prezidențială. Deci Igor Dodon, din punctul de vedere al nostru într-un joc politic, trebuie să fie neafiliat. Și intrusiunea sa în negocieri și inclusiv în cadrul negocierilor care au pornit, pentru că vă aduceți aminte că atunci când la prima întâlnire cu socialiștii chiar au fost unele aluzii din partea solelor socialiști care am putea vorbi de adoptarea unor anumite legi, a intervenit această decizie flagrantă a lui Dodon de a spune nu vor mai fi. Și chestia asta nouă ne se pare că este diferită de împuternicirile constituționale și reprezentativitatea pe care trebuie să o asumi. Eu înțeleg că sună, dintr-un anumit punct de vedere, inadecvat în condiții Republicii Moldova, că este lider formal sau informal. Dar asta este o problemă de percepție, pentru că instituția prezidențială în perioada lui Dodon a căzut sub toate nivelele, dincolo de orice moralitate, chiar și în sens moldovenesc. Prin urmare, este, dintr-un anumit punct de vedere, firească acțiunea liderilor care au dorit să se manifeste astfel în raport cu Igor Dodon. Este și un semnal și lucrurile care noi le spunem legate de captivitatea și anumitor oameni din Partidul Socialiștilor nu sunt lipsite de temei. Din moment ce Partidul Socialiștilor până la moment a votat împreună la pachet cu Partidul Democrat foarte multe lucruri și inclusiv votul mixt. Ceea ce pentru noi este un indiciu clar că dacă este nevoie de încredere în pornirea acestui mecanism de scoatere a statului din captivitate, este nevoie de anumite lucruri în mod concret făcute de Partidul Socialiștilor, care până la ora actuală n-au fost făcute. Și atunci
ne oprim aici, așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile din... Ofertele au fost făcute, deci grupurile de lucru sunt deschise, deci grupul de lucru propus de blocul acum așteaptă această acceptare, să vedem ce urmează. Voi serios așteptați? E clar deja poziția socialiștilor? N-am niciun chef, nicio dorință să discut? Sigur. Ei vor coaliție. Ei vor coaliție, lucru pe care noi nu putem să-l acceptăm. Asta este o chestiune care nu se negociază, mai ales în condițiile în care, știind sigur că această percepție asupra Partidului Socialiștilor ca o coloană a cincea a intereselor Federației Ruse, au fost amplificate de vizita de la Moscova întregii delegații socialiste și vizitele repetate a lui Dodon. Prin urmare, este clar că nu vii de la Moscova și începi să negociezi cu partidul, cu blocul acum, coaliții sau majorități de guvernare. Asta este clar o încercare de compromitere a ceea ce a mai rămas sănătos în politica moldovenească. De ce o apropiere a blocului acum de Partidul Democrat este mortală, dar o apropiere a blocului acum de socialiști nu e chiar așa de mortală? Pentru că Partidul Socialiștilor, dintr-un anumit punct de vedere, sunt o victimă colaterală a guvernării, așa să zic. Uh-huh. Adică ei au cochetat cu guvernarea în anumite circunstanțe, în propriile beneficii, dar de fapt frâiile și controlul definitiv asupra statului are Partidul Democrat. Asta este răul cel mai important, care din punctul meu de vedere trebuie dezrădăcinat. De ce taci Partidul Democrat în opinia dumneavoastră? El chiar așa de relaxat sau, nu știu, un truc de-a lor? Eu cred că este în dificultate Partidul Democrat, dincolo de aparențe. Nervozitatea cu care a tratat apropierile față de dintre noi și Partidul Socialiștilor a arătat că există undeva o temere și poate nu-i clar că Dodon completamente în buzunarul lui Plahotniuc, altfel nu n-ar fi trimis aceste trei independențe pediști la Curtea Constituțională ca să anticipeze o eventuală decizie a Parlamentului privind alegeri anticipate în baza listei naționale. Deci asta este, dintr-un anumit punct de vedere, o problemă. Eu cred că Dodon își dorește să scape de Plahotniuc, dar frica lui e, la moment, ca și frica multora dintre socialiști. Ei ne-au spus, în particular și după emisiuni, pentru că presa ne-a oferit spre traiei comic până la urmă, anume presa este cea care a devenit intermediarul dialogului între acum și PSRM, pentru că orice încercare de apropiere de Partidul Socialiștilor este imediat taxată și catalogată în orice fel cum vreți, pentru că nu putem într-un stat capturat să avem negocieri normale parlamentare între fracțiuni, cum ar fi, fără ca să ne aruncăm în cap acuze de acest gen, prin urmare. Deci frica este a multor deputați că înainte de a fi interesele Moscovei sau altcuva, vine CNA-ul, mascații și multe alte dosare care pot urma. Și din acest punct de vedere eu nu înțeleg pentru ce mai este nevoie de majoritate, pentru ce mai este nevoie de coaliții din partea PSRM-ului, dacă oricum știi că vei fi asaltat de CNA sau de oricare organe. Dacă ești într-un stat captiv, nu te salvează nici coaliții, nici majoritate, nimic nu te salvează. După logica statului autoritar, așa ar trebui să funcționeze. Deci, prin urmare, sunt lucruri care pentru noi au fost convingătoare că nu putem avea, deci, din partea socialiștilor, sau cel puțin până la ora actuală, noi nu am văzut un pas înainte făcut de socialiști la toate propunerile care le-a făcut blocul acum. Și blocul acum a făcut mulți pași care nu sunt bine văzuți de uneori de electoratul nostru. Această apropiere toxică, de foarte multe ori, este văzută și cu plus și cu minus. Electoratul nostru este unul foarte timorat de consecințele votului care au fost în 24 februarie. Sunt oameni care au ce pierde, în mare parte salariați și bugetari din mediul universitar, școlar, medicină și așa mai departe, iar această presiune a crescut și mai mult. Prin urmare, presiunea este de a face ceva. Un lucru care, pe de altă parte,
o altă parte a electoratului o radicalizează. Și aici, așa cum spuneam, trebuie să înțeleagă toată lumea că blocul acum a făcut pași concreți care, acceptați de Partidul Socialiștilor, ar fi oferit o posibilitate pentru noi toți. Deci, până la urmă, avem anticipate, da? Până la urmă, mai există o soluție. Care? Dacă totuși nu vor fi găsite înțelegere între aceste două partide politice, oricum mergem spre anticipate. Deci este o perioadă a câmpului mort, așa, în care noi putem, fără obligații unul față de altul, să încercăm o dezoligarhizare. Deci după care acest lucru poate duce la anticipate, în condițiile în care ai schimbate anumite instituții ale statului, anumiți conducători, anumite lucruri care să arate electoratelor ambelor partide politici că noi, într-adevăr, ne dorim o dezoligarhizare. Dar părerea mea este că Partidul Socialiștilor a mimat această încercare de negociere pentru a ieși basma curată din schema binomului. Să nu mai aibă acuză că face alianță cu Partidul Socialist, cu Partidul Democrat sau că este sub controlul Plahotniuc. Asta este principala lor preocupare, pentru că... Socialiștii au jucat bine, domnul Țăcu. Au jucat bine, dar nu știu la ce o să le ajute în ultimă instanță, pentru că alegerile anticipate nu vor schimba prea mult configurația mandatului. Dacă au loc odată cu localele, ținând cont de faptul că Partidul Democrat deține mai multe primării decât există în general în Moldova? Eu vreau să vă spun că, dintr-un anumit punct de vedere, surprinzător a fost votul din 24 februarie. Acum poate fi o înrăire și mai mare a electoratului, care pe anumite circunscripții... Față de cine? Față de Partidul Democrat. Dar de ce super lumea Partidul Democrat, dacă Partidul Democrat nu spune nimic? Ei nu fac nimic. Ei încearcă, lasă pe voi să negociați, au chemat de două ori, a propus funcția de prim-ministru și speaker, tot ce vreți. Ei nu fac nimic pentru că nu au ce face. Asta este... Ei sunt, să zicem, sacul de box pe care se antrenează atât acum cât și Partidul Socialiștilor. Aici... Dar, în definitiv, indiferent de situații, ai, în maxim, să zicem, Partidul Democrat poate lua 35 de mandate. Încă 5 mandate în plus. Și, deci, soluția este, iarăși, revenim la aceeași treucă spartă în care vor fi nevoie de înțelegeri. Da, acum credeți că ia mai mult? Acum s-ar putea să ia mai mult, s-ar putea să ia mai puțin... Deci situația este diferită. Pe anumite circunscripții am putea lua mai mult. Am putea lua mai mult pe lista națională pentru că deja au fost rodate anumite lucruri. Pentru că să înțelegeți, blocul acum a obținut o victorie și prin faptul că a reușit să impună un brand nou politic, care oamenilor nu erau cunoscut. Dacă vă uitați la rezultatele alegerilor, candidații noștri au luat mai mult decât blocul pe anumite circunscripții, pentru că sunt cunoscuți mai mult ca oameni, ca politicieni sau ca încredere, pe când blocul acum a fost o noutate politică. Eu nu știu, într-un scrutin repetat, dacă această campanie electorală se va repeta, noi deja știind lucrurile care avem să le facem, dacă nu vom avea o surpriză favorabilă blocului acum. Dar chiar dacă am avea, este puțin probabil că blocul acum va reuși să câștige o majoritate. Dar, din punctul meu de vedere, contează foarte mult și această majoritate, dacă am reușit să o obținem, și ea contează atât pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru electoratul nostru, cât și pentru percepția generală din exterior. Pentru că, până acum, Plahotniuc a reușit să convingă partenerii externi prin faptul că este unica alternativă de guvernare și unica garanție a opririi acestui tăvălug socialist și al lui Dodon, deci a arătat în realitate făcând propriul joc. Acum a apărut blocul acum care, așa cum este, prin 26 de deputați, dar s-a înfiripat. Așa. Este un început. Pledoaria mea pentru toți cetățenii Republicii Moldova este să nu intre imediat într-o disperare legată de faptul că suntem în impas, chiar dacă vor fi alegeri anticipate, avem un război de durată, pentru că acest regim s-a instaurat în timp. El, din psihologia moldoveanului, puțin probabil să fie scos în mod violent, pentru că
așa au arătat toate lucrurile după 1991. Prin urmare, asta este condiția aceasta de luptă, trebuie cumva încurajată și amplificată pentru ca noi să avem noi oportunități politice în condițiile. Există, desigur, un scenariu macabru care nu mi l-aș fi dorit, dar tot rău e spre bine uneori. Mă gândesc la faptul dacă Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat într-o eventuală necesitate de salvare n-ar bate palma, așa cum se vorbește de foarte multe ori, că există deja o înțelegere între Dodon și Plahotniuc de guvernare. Și atunci chiar lucrurile sunt tragi, pentru că sunt curios să văd cum vor guverna. Condițiile acestei precarități economice, a exodului masiv, ce se va întâmpla, care vor fi finalitățile acestei guvernări în care tu nu ai resurse pentru a întreține guvernare. Și este macabru să crezi că spre toamna anului 2019 o eventuală guvernare între socialiști și democrați vor aduce țara în default. Și atunci, probabil, valoarea blocului acum va avea cu tot conotații, totul aparte în mentalul moldovean. Nu vreau să cred că această probabilitate va duce la un exod total al populației, care de obicei așa procedează. Mă întreb de foarte multe ori de ce n-a fost posibilă această mișcare de rezistență anticomunistă în Basarabia în perioada îndelungată. Pentru că la a treia zi ne lăsăm, așa cum spunea Mackenzie despre specificul nostru. Așa. Este o pledoarie pentru rezistență, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple. Nu blocul acum este responsabil pentru crearea acestei situații, mai mult decât atât, platforma DA, prin lucrurile care le-a inițiat și lupta asta continuă, a arătat că este nevoie de această schimbare și tocmai în această luptă, în această rivalitate, s-a născut și blocul electoral acum. Apropo, aderați la platforma DA? Ați aderat deja? Nu, aici cred că este iarăși o greșeală de percepție, pentru că noi nu suntem afiliați politic. Asta este o chestiune. Spre exemplu, eu sunt în fracțiunea DA, dar campania electorală la Ungheni am făcut-o cu PAS-ul, în mare parte, mai mult decât cu DA. Uh-huh. Și lucrul ăsta este, în afară de asta, am făcut campanie și pentru reprezentantul DAO-ului la Fălești și pentru PAS-ului Ion Terguță la Nisporeni. Și pentru mine, deci l-am susținut pe Vov când de la Daș, pe Valeriu Munteanu, care era de la PAS. Deci, dacă avem anticipate, mergeți la Ungheni iarăși? Cu siguranță, acolo e nevoie de o bătălie. Eu cred că această luptă mi-a arătat că circumscripția poate fi câștigată. Ce loc ați luat? Eu în orașul Ungheni am 3 sau 2? În orașul Ungheni am câștigat cât socialista și democrata împreună. Deci am luat atâtea voturi cât ei doi împreună. Eu am pierdut în sate. În sate unde a fost o altă realitate completă, așa cum a pierdut și Munteanu, Igor Munteanu și Oazu Nantoi la Sângerei și Igor la Călăraș. Uh-huh. Noi am găsit o altă realitate la sate. În 2016 până acum, Partidul Socialiștilor s-a întărit și prin primării și prin funcțiile importante de decizie în sate, directorii de școli, cei care controlează CNAM-ul, medicina, deci pădurarei, și lucrurile astea au contat. Noi nu ne-am așteptat, dar noi știm ce avem de opus, de contrapus acum, cum trebuie să lucrăm. Este o altă percepție, așa, dacă vreți, dar dincolo de asta, victoriile noastre în anumite localități, cum este Ungheniu, spre exemplu, de unde pornește, toți au rudii sau neamuri din sate în Ungheniu, și Ungheniu a dat un semnal că această circumscripție poate fi câștigată. O circumscripție, apropo, în care Plahotniuc a investit foarte mult. Chiar ultima lui vizită de susținere a Ludmilei Guzun în ajunul zilei de vot, în 2 sau 3 zile, cu acest circ care a fost la Ungheni, a fost tocmai din considerentul de a arăta că interesul este sporit și poziționarea și calea ferată și întreprinderile, zona economică liberă. Sunt multe lucruri care au arătat că există o încrâncenare mai specială acolo. Și este, apropo, unica circumscripție în care ambasadorul Statelor Unite a fost 2 ori după
Deci, folosind un termen fotbalistic, cotonogirile noastre care au fost și cu arestarea lui Petic și a eliberărilor din servicii, a directorilor, profesorilor, intimidările care au fost. Deci este o bătălie care, dacă vreți, amplificată la nivelul țării, eu cred că ne arată tot dramatismul situației în care noi ne aflăm. Și blocul acum, chiar dacă se luptă pentru a evita anticipatele, nu are frică de alegeri anticipate, pentru că avem un electorat pregătit care va rezista și care nu are nevoie de resurse financiare, așa cum vor avea nevoie socialiști și ori sau Partidul Democrat. Apropo de resurse financiare, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Domnilor și domnilor, publicitate. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Ultima repriză, da? Da, ultima repriză. La box sunt trei repriză. Ultima repriză. Așa. Bun, dar unde domnul Stas? Bun, eu știu unde domnul Stas, am văzut în baza unei postări domnului Machedon, că e în Viena, Machedon, da? Da, la Viena. Întâi a fost la Suceava. Așa. Andrei Năstase probabil va fi numit cetățean de onoare a orașului Suceava. Sau a fost numit, sau va fi numit. După care am înțeles că a avut un drum prin mai multe localități în România și a plecat la Viena. Dar eu citeam că el trebuie să ajungă sau s-a dus sau urmează să ducă la Moscova. Ce-i asta? Nu, a fost o citație a lui, cred că pentru a depune mărturie în cazul Plahotniuc. Ceva de felul ăsta. Eu nu știu cu exactitate, nu știu, dar oricum asta nu are nicio relevanță, că Andrei Năstase nu va merge acolo niciodată. Asta este clar. Da, depinde de ce anume citești. Pentru că eu nu înțelegeam foarte clar, că nu văd sunt declarația, că au fost mai multe sărbători și eu chiar am sărbătorit împreună cu familie. Domnul Țăcu, dacă avem alegeri, avem alegeri parlamentare concomitent cu cele locale, și aceste locale deja data lor trebuia să fie stabilite. Trebuia să fie stabilit, ele nu vor fi. În iunie? Sunt mai multe discuții care ar putea fi și la anul. La anul deja? Regimul își poate permite orice. Vedeți că deciziile care au fost adoptate și n-au stârnit niciun fel de protest la cetățeanul nostru, a arătat regimului că este o marjă mare de permisivitate față de acțiunile lor. Apropo, iată, voi spuneați acolo ce din blocul acum, că la Istanbul s-au anulat alegerile către Erdogan, Erdogan luând de exemplu, de la, chiar credeți dumneavoastră că Erdogan a pus la N4, a văzut știri jos, că ia să anulez și eu alegerile la mine. Nu, dar să știi că este o dramă de adevăr. Bine, poate e exagerat, dar există o dramă de adevăr că regimurile autoritare învață unul de la altul. Noi suntem pe un teren al regimurilor autoritare incontestabil. Deci mă uit ce se întâmplă în Ungaria lui Orban, tiparele de acțiune, Dragnea, similitudinile protestelor din august în care modul de acțiune a fost identic, adoptarea ordonanțelor de urgență, scăparea de închisoare, deci toate sunt. Prin urmare, anularea alegerilor de către Erdogan sunt o chestiune care era evident că așa se va întâmpla, cum era și în cazul lui Năstase. Asta înseamnă prima fisură serioasă într-un regim, crearea unui pol de alternativă pe care Plahotniuc ca și Erdogan nu-l pot tolera la Chișinău sau la în Istanbul. Prin urmare, mai ales când te gândești ce reprezintă Istanbul în peisajul politic turcesc, asta este un oraș enorm, o populație. Deci, da, asta înseamnă începutul sfârșitului Erdogan. Începutul sfârșitului, el a vrut să contracareze prin asta și probabil undeva i-ar fi plăcut această idee în condițiile în care ea deja a fost experimentată. Diferența că Erdogan măcar a stabilit alegeri noi în Istanbul, care sunt iunie. Așa. Dar să nu uităm că tot Erdogan ne-a făcut niște cadouri exotice de reprimare a protestelor. Mai mult decât atât, am fost complice la regimul lui Erdogan prin expulzarea celor 7 profesori turci. Am vorbit și la mașina aia Toma care ne-a mașina părit. Toma și la declarațiile că anumite forțe din Chișinău ar vrea o contrarevoluție aici. Deci Erdogan a venit pregătit pentru a susține acest regim
Și eu cred că aici este marea problemă atât a lui Dodon cât și a lui Plahotniuc, pentru că expulzarea acestor 7 profesori turci este a fost o linie roșie în percepția și a regimului Plahotniuc în Statele Unite ale Americii. Unde... Și ce s-a schimbat? Ce au trimis americanii trupele NATO? Știți cum lucrurile se întâmplă neașteptat și total surprinzător. Asta este situația într-o țară mică ca Republica Moldova. Saakashvili credea că e veșnic sânul de americani, orice, da? Orice se poate întâmpla și nu-i totul atât de evident cum pare. Dar în opinia dumneavoastră este logic la următoarele alegeri locale, care trebuie să aibă loc, doar că nimeni nu știe când. Așa. Domnul Andrei Năstas trebuie să candideze la funcția de primar al municipiului Chișinău? Așa va fi. Deci asta e o chestiune pe care Andrei Năstas și-a asumat-o plenar. Au fost anumite discuții în bloc referitor la poziționările care le va avea fracțiunea PAS sau PASUL în general, dar este un consens general că Andrei Năstase va reveni în campania electorală pentru cursa de a fi primar și eu cred că este o datorie pe care o are față de alegători și din discuțiile particulare și din cele dintre două fracțiuni care au fost la acest subiect, a fost clar că Andrei Năstase va candida din nou. Dacă să admitem că este adevărat faptul că însuși Vladimir Plahotniuc a cerut ca Năstase să nu fie primar prin invalidarea alegerilor, de ce credeți că a doua oară Plahotniuc îl va admite pe Năstase în funcția de șef al capitalei? Nu sunt garanții, niciun fel de garanții nu există, nici în privința acestor alegeri care vor urma. Adică felul liniștit în care se decurg lucrurile arată că din partea regimului are loc o sfidare totală instituțiilor statului. Adică în condițiile în care deci nici la acest nivel Parlamentul ca instituție centrală în spectrul nostru politic nu este funcțional și nu există nici măcar o preocupare elementară pentru a-l face într-un fel funcțional, atunci este clar că se așteaptă probabil și o compromitere totală a instituțiilor statului, pentru că la un anumit moment deci să se intervină pentru a spune ajunge, poate e timpul să guvernăm altfel. Iată, la începutul emisiunii spuneați schimbări care au avut loc la Kiev. Mă refer la alegerile lui Zelenski. Deci s-a adeverit, domnule Țicu, că acest Poroșenko nu e chiar așa de oligarh, cum ziceam noi, că iată-s doi oligarhi vecini, pentru că el a pierdut cu 70-30. Așa ceva, un oligarh nu pierde. Așa este, dar să înțelegem că situația în Ucraina este mult diferită. Corporațiile americane dispun de proprietăți extinse în Ucraina, terenuri, pământuri și este o piesă atât de importantă în puzzle-ul geopolitic încât în această perioadă scurtă, dincolo de ce se vede, legat de război, de dezvoltarea unei industrie, unui complex militar industrial din partea Ucrainei pregătit de război, s-au întâmplat și lucruri de întărire a influenței americane în Ucraina, care a spus clar că nu va admite o compromitere a jocului politic. Iar în al doilea rând, spre deosebire de Republica Moldova, în care Plahotniuc poate anula liber și liniștit orice alegeri, pot fi proteste, dar ele nu au o finalitate, în Ucraina este Maidanul, care oricând deci cazul lui Ianucovici a arătat, deci poate răsturna o situație în care cineva din actorii politici vor încerca într-un fel să reprime sau să oprească. Prin urmare, altfel spus, în Ucraina este o societate civilă, atât la est cât și la vest mai ales, dar și în Kiev, care, bravo lor, este un exercițiu democratic în care s-au desfășurat, spre deosebire de Republica Moldova, în care uitați-vă, nu am avut un exercițiu democratic exprimat și prin felul în care deci s-au desfășurat alegerile. Eu le-am văzut la firul ierbii, adică mie nimeni nu poate să-mi spune deci din cărți sau din altă parte că ar fi auzit. Deci eu am văzut asta cu ochii mei, eu am trăit în ziua alegerilor, înainte de alegeri și așa mai departe. Și atunci de ce în opinia dumneavoastră noi nu avem spiritul ăsta ucrainilor sau chiar a armenilor?
care la fel au dat jos puterea după ce puterea a încercat să rămână la putere încă pe mult timp. Eu cred că marea și explicație rezidă în primul rând în chestiunea identitară. Faptul că suntem fragmentați în felul în care am fost construiți, pentru gândiți-vă la o chestiune de loialitate elementară. Ucrainenii au un atașament, războiul a conturat, un atașament clar față de stat, în prisma limbii și identității ucraineni. Lucru care la noi nu există, pentru că noi avem o majoritate vorbitoare de limbă română, moldoveni, români, prin excelență. Deci Dodon și Bătrâncea și Ceban și Plahotniuc și Candu și Filip și Năstase și Maia Sandu sunt români moldoveni care vorbesc limba română și dintr-un atașament de loialitate față de stat ar fi putut să fie lucrurile altfel. Deci la noi există o altă fragmentare care cu regret nu este favoarea noastră. Și al doilea lucru, că această loialitate a cetățenilor nu există față de stat, față de instituții. Noi nu ne îndreptăm, să zicem, energiile în îndreptarea instituțiilor și a statului în care nimeni nu crede, ci preferăm soluții individuale de salvare, care exoduri după exoduri, oamenii pleacă, sunt diferite cifre, câți oameni pe zi pleacă. Și această scurgere treptată, eu mă uit, oamenii care mi-au fost în timpul campaniei electorale, la adunările pe care le-am avut, mă uit la contingentul oamenilor care vin la protestele noastre. Sunt aceiași oameni cu mâinile îmbătrânite, cu părul cărunt, care veneau și la protestele din anii 90, iar restul pleacă, pleacă, pleacă. Asta este o chestiune care pentru mine este îngrijorătoare, dar lupta continuă. Dar de ce noi trăim, suntem așa cum suntem, că iată de atâția ani, noi nu știm cum se cheamă limba, unii spun că e română, alții zic că e moldovenească. Noi nu știm în general cine suntem. Așa. Unii zic că noi suntem moldoveni, alții zic că noi suntem români. Noi nu știm unde vrem în general. Unii zic că vor unul e, alții spun că vor, cum mai este mai nou, cum se cheamă această uniune euro, în fine, vor cu Rusia. Unii nici nu există problema transnistreană, mulți sunt de acord că în general să punem granițe acolo și să scăpăm de regiunea transnistreană. Ce cu noi? Păi, marea responsabilitate o poartă partidele politice. Asta ei sunt. Actorii politici sunt responsabili de această divizare. Și doi, este influența continuă și crescând a Federației Rusiei, care prin diferite instrumente deconstruiește orice încercare a societății de consolidare. Este rezultatul și acestui sindrom post-imperial de care nu poți scăpa atât de ușor, în condițiile, pentru că, înțelegeți, decomunizarea unei țări, succesul decomunizării, pentru că aici a fost marea noastră problemă, a depins de durata statalității și a tradițiilor instituțiilor statului în timp. Georgienii, spre exemplu, au 2000 sau și ceva de ani de statalitate, pentru care 70 de ani de comunism sunt irelevanți, pentru că au la ce se raporta în timp. Noi nu avem la ce să ne raportăm, pentru că este un construct sovietic ambalat în urma unui rapt, deci, și după aceea reprodus din 44, care a reconstruit, reconfigurat după tipare sovietice. Altfel spus, suntem, noi ne raportăm la această epocă, în felul în care și principala ideea construcției noastre identitare în perioada sovietică a fost tocmai cultivarea acestei divizări între populația majoritară pe criteriul lingvistic, cultural și identitar. Un lucru pe care atât Voronin cât și Dodon știu să-l folosească eficient prin diferite strategii pe care... Și asta este o realitate, pentru că dacă ne uităm cu regret, și asta este marele paradox, chiar dacă începuturile independenței au fost românești ancorate în declarația de independență foarte clar, bazate pe comunitatea de limbă și istorie, după 1992, noi de fapt am avut o permanentă dominație a stângii, care a putut fi contracarată doar prin anumite consensuri ale partidelor de dreapta, care fie în 98, 2001, 2009 până în 2013, și au știut să-și dea mâna pentru a extirpa această emanația influenței ruse aici. Domnul Țăcu, dacă e așa, vai și-l mar de capul nostru. Poate unica soluție să ne lipească români, să ne ia la țara mamă, în opinia unora, țara nu-i mama, bine altora, și să ne dea cu, să ne învețe, să ne pună la lucru, să nu știu. Noi în blocul acum avem două abordări, deci dincolo de lucrurile care se spun, pentru că
Sigur, sunt oameni care văd ideea Unirii ca una rezonabilă în dorința de a accede mai ușor în Uniunea Europeană și în NATO, în bunăstare. Dar linia de consens, în general, în rândurile noastre, e o chestiune care eu cred că adună mai mult înțelegere în societate, este totuși integrarea europeană. Pentru că ea este un proiect politic care îți oferă mai multe oportunități de extindere, deci dincolo de perimetri și de frontiere care sunt în capul nostru, în imaginarul nostru istoric și așa mai departe. Proiectul european a arătat că poate împăca germanic-francezii, germanic-polonezii și germanic-cehii care s-au omorât unii cu alții și el poate să ne ofere aceste linii de consens atât în interiorul nostru cât și în integrarea Transnistriei. Această extensiune trebuie privită mult mai global, ea trebuie explicată oamenilor și trebuie de înțeles că și proiectul european în sine este și o formă de unitate românească care evident se va produce prin România. Până ne unim noi trebuie să o încheiem, dar eu mai am vreo două întrebări. Eu am un subiect așa mai, care nu prea are treabă cu emisiunea noastră, cu ceea ce am vorbit în emisiunea noastră. Eu dar credeam vreau că nu mai avem timp. Dar chiar nu mai este timp. Vreau să vă întreb neapărat. Deci răspunsuri scurte. Aici vreau un pic scurt, dar clar. Sau nu chiar foarte scurt. Iată cazul, avem noi un caz care toți l-am dat în presă, cu băieții aia, șase indivizi care au violat două fete. Și că unul din ei a fost luptător, MMA, nu știu cum se cheamă. Dumneavoastră ați văzut foarte mulți tineri, puternici, și un fel tineret, da? Care vrea ceva să facă în viață. Aici a avut loc așa un caz, treaba fetelor ce muncesc ele. Aici băieții ăștia, unul dintre ei voia să fie numit de către fete papa, altul voia ca alea să-și ceară scuză așa pur și simplu, să-și ceară iertare. Eu înțeleg jocuri sexuale, înțeleg perversități, dar aici nu e vorba de asta. Aici e vorba de, nu știu, eu mă bucur că în pușcării din spațiu ce se iei cu ei se comportă altfel decât... Ce vedeți dumneavoastră după ce ați știți știrile astea? De ce sunt apucăturile astea așa de... N-am răspuns. În general, chestiunea violului pentru mine este una multidimensională, care eu cred că e nevoie de un alt tipaj de personaj pe care trebuie să-l întrebi. Pre exemplu, dacă nu știai din violul armatei sovietice în Germania, s-au născut vreo 100.000 germani. Deci asta este o chestiune globală, într-adevăr, care și violul lui Gheorghe Petic. Deci sunt multe subiecte în care putem vedea această tematică instrumentalizată politic sau istoric. Și în cazul de față, eu cred că trebuie să oferim spațiu pentru discuții psihologilor și celor care se ocupă cu chestiuni de genul ăsta. De apropo de Gheorghe Petic, voi de ce nu l-ați pus pe un loc eligibil ca să scape de pușcărie? Eu citesc mulți politicieni care au zis asta. Pentru că situația s-a conturat în așa fel încât agenda Gheorghe Petic ar fi constituit o problemă de prim plan în campania electorală și acuzele care au fost aduse de... Pentru că electoratul în ultimă instanță judecă nu ceea ce spunem noi, ci ceea ce spune holdingul. Iar holdingul a prezentat chiar și ideea punerii lui în listă, nu contează primul sau ultimul, ca o chestiune de percepție, apropo, de violator, de cum puneți violatori de femei în listele și așa mai departe. Ce vă imaginați ce ar fi fost? Prin urmare, blocul electoral acum și mai ales platforma DA și-a făcut din cauza lui Gheorghe Petic una importantă, crucială pentru credibilitatea electoratului și pentru solidaritate. Și eu cred că acțiunile platformei da, au arătat că va exista acest atașament până la eliberarea lui Gheorghe Petic. Și în al doilea rând, poziționarea lui Gheorghe Petic
nu a fost atât de îndepărtată. Noi am sperat chiar la mandate care să reprezinte majoritatea. Adică, mie mi se pare o chestiune evidentă că Gheorghe Petic a intrat în calculele de a fi deputat în primul rând și în al doilea rând că în afară de Gheorghe Petic noi am avut și altă agendă politică care n-am dorit cumva să fie umbrită în exclusivitate de acuzele care vor fi aduse împotriva blocului. Deci este în felul ăsta putem privi poziționarea lui Gheorghe care pentru noi toți este important, mai ales pentru mine care vin de la Ungheni și unde atacul împotriva construcției blocului în sine, a platformei, s-a început prin arestarea lui Gheorghe Petic. După care au urmat intimidările lui Cornel Prepeliț, deja liderul PAS-ului, și multe alte cazuri pe care nu vreau să le enumăr aici. Deci este o chestiune care ne-a afectat foarte mult în interior, construcția organizației, pregătirea alegerilor și așa mai departe. Bun, domnul Țăc, eu vreau să vă întreb ceva la final, care de obicei nu întreb pe nimeni. De când fac eu emisiuni, eu despre bani pe politicieni nu îi întreb, că nu mă interesează, eu știu în țara în care trăim, eu știu ce înseamnă când noi, colegii din presă, suntem super independenți față de dependenți și invers, și suntem, și nu se poate, în fine. Dar pe dumneavoastră eu trebuie să vă întreb. Sunteți deputat deja a doua lună. Și vreau să înțeleg, voi deputații cei 101 care ați fost aleși pe 24 februarie, voi pentru ce primiți salariu acum? Eu n-am primit salariu. Cum n-ați primit salariu? Nu știu, eu am primit 3.800 de lei pentru perioada 21 martie-31 martie. Așa. 3.000 de lei care i-am donat lui Vlad Grbincea, care a fost împușcat sportivul. M-am dus chiar imediat după ce am ieșit din Parlament și i-am dat că era la urgență pentru operație. Restul banilor nu i-am. Trebuie să merg să ridic un card, probabil care îi voi dona. Eu banii ăștia îi consider că nu-i merit și n-am ce faci cu ei. Deci, o parte din sumă deja am dat-o unui om drag. Unui om drag care a împlinit recent 90 de ani și care este fondatorul mișcării Organizației Antisovietice Sabia Dreptății. Și probabil așa voi face cu toți banii din salariu. Dar cât primiți dumneavoastră? 11.000 și ceva la card, așa am înțeles. Pentru o lună întreagă? Pentru o lună întreagă, așa. De inactivitate? Inactivitate. Dar eu cred că fiecare din deputații blocului acum are exerciții genul ăsta vreau să vă spun că nu sunt atât de mulți bani. De acord, eu știu, dar pur și simplu când n-are loc nicio ședință, nimic. Și vin... Oamenii tot și interesat. Eu m-am speriat de altceva, că era vorba că în Parlament, dincolo de asta, mai ai și multe alte beneficii. Spor, o să vedeți dacă se văd. Spor dacă pentru ședințe, mașină, benzină. Deplasări. Voi nu vă dați seama cât de bine trăiți. Chestiune, dar nu, eu zic că undeva trebuie să existe... Prin ceva trebuie să existe o raportare la instituția legislativă. Deci altfel aș formula că o asemenea poziționare într-un context regional, uitați-vă, comparativ cu Ucraina, cu România și cu alte state, deci este o poziție firească, să zicem, în care un reprezentant al poporului trebuie să aibă anumite chestiuni pentru care... E logic, absolut logic, sunt de acord, este... eu sunt de acord. Eu nu spun că deputații trebuie să trăiască în colegiul lângă de Parlament și să mănânce doar în care de post tot anul. Nu, eu sunt de acord, eu știu. Eu chiar apropo... Dar pentru aceste două luni, chiar nu prea pare, nu sunt bine spune. Chiar apropo de ieșirea lui Dumitru Alaibea, care pentru mine a fost comic într-un anumit sens. Eu vreau să vă spun că când era ministru, da, era un birou excepțional, deci era ceva de lux. Ministrii au niște cabinete cât ia groaza. Dar și clădirea e mare totuși. Și clădirea e mare, dar și dotările. Deci ăla, da, era un lux care pentru mine a fost un șoc. Dar aici ai un birou de 6x6 metri, un frigider, 3 scaune în cruce, pentru ce atâta agitație? Este o chestiune care mie mi se pare un pic... Dar, într-adevăr, pentru mulți deputați, nu știu din alte fracțiuni, dar pentru bloc acum este o problemă de moralitate. Bun, domnul Țăc, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în campaniile electorale care vin.
dacă vin, nimeni nu știe când vin și dacă sunt. Ce grijă mare am avut înainte de a veni la emisiunea ta. De ce? La emisiunea Interoară am fost foarte sincer. Adică eu totdeauna am vorbit cum cred. Și mă bucur că nici la această emisiune n-am avut filtrele politicului. În prima parte au fost, ai fost... Sunt. Nu, mă gândeam că o să intervină anumite rigori de discurs din Interior care limitează mandatul. Asta cu timpul să obiști. Asta cu timpul să învață, să vedeți. Îmi doresc ca la următoarea ta emisiune să fiu la fel de sincer. Eu vă mulțumesc tare frumos. Mulțumesc. Să aveți o seară cât mai calmă. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea Patra. Să trăiți frumos și bine orice sărbătoare ați marca astăzi și să vă văd mândri. We'll be right back.